Direcția de evidență a populației Vâlcea s-a mutat la etajul 3 al molului din centrul Râmnicului. Noua locație este folosită de structura municipală cu titlu gratuit în baza unui contract de comodat cu proprietarul complexului comercial. Serviciul public vine acum în întâmpinarea cetățenilor cu 4 ghișee pentru depunerea de documente în vederea emiterii actelor de identitate, un ghișeu pentru eliberarea actelor de identitate, 2 ghișee pentru depunerea și eliberarea actelor de stare civilă și o casierie pentru plată, cu numerar sau cu card bancar, a taxelor impuse de lege. Alături de primarul Mircea Guteau, la inaugurarea noului sediu au mai participat ambasadorul Turciei în România, Özgür Altan, președintele Consiliului Județean Vâlcea, Constantin Rădulescu, prefectul județului Mihai Oprea și proprietarul centrului comercial, Omer Susli. Astăzi a făcut un pas important pentru cetățenii municipiului de Vâlcea. De aici încolo, cetățenii municipiului nu vor mai sta în ploaie, nu vor mai sta în făic, vor vedea și să aștepte condiții civilizate pentru eliberarea documentelor. Este un pas spre civilizație. Aș vrea să le mulțumesc de suflet domnului patron Ahmed Omed pentru bunăvoința de care a dat dovadă, acest spațiu pe care îl avem în folosință este dat gratuit și acest lucru ne bucură extraordinar de mult. De aceea invit prin domnul ambasador pe toți investitorii din Turcia care doresc să investească în Râmnicul Vâlcea, pentru că este un teren fertil, iar noi nu facem altceva decât să ne arătăm recunoștința pentru cei care vin să investească în municipiul Râmnicul Vâlcea. Este o onoare pentru mine să fiind aici legăturii dumneavoastră. Vâlcea este un oraș foarte, foarte important. Este prima dată pentru mine când am impresionat că suntem aici. Este mă bucur că facem deschidere de un loc foarte important pentru oamenii de Vâlcea. Este încă un moment pe care primarul municipiului Râmnicu Vâlcea, Mircea Guteau, îl dă cetățenilor acestui oraș. Este un moment în care vedem că și la noi se poate, așa cum unii dintre noi, nu spun că suntem unii mai bătrâni, vedeam doar în filme. Ei bine, așa este și la noi aici, la această nouă locație, în slujba cetățenilor. Pentru asta felicit administrația și pe toți cei care au lucrat în realizarea acestui proiect important. Și cum faptele vorbesc, o să vă invite, domnul primar, cu siguranță să și vedeți în ce fel vor fi primiți cetățenii aici. Modern, vor fi primiți cu respect, cu căldură și tratați așa cum merită cetățenii Râmnicul Vâlcea, numai bine. Tuturor celor prezenți, salut și prezența colegilor noștri și foștilor diplomați ai României, pe toți cei care lucrează la administrație, domnule ambasador, vă mulțumesc, sper să reveniți ori de câte ori veți avea ocazia în România și în municipiul Râmnicul Vâlcea. Primii cetățeni care au ajuns în noul sediu s-au declarat mulțumiți. Cum vi se pare că s-a mutat aici noul serviciu de evidență a populației? Deocamdată mie mi se pare ceva foarte frumos, e prima dată când vin, acum apărui pentru niște ceva acte și greșeam să vă spun, e foarte ok. Cu ce probleme ați venit? Ce acte aveți nevoie? De o schimbare de boli. Sediul nou este mult mai bun decât cel vechi? Probabil că da. Intrând pentru prima dată, n-am avut niciun contact mai anterior și sperăm că să fie bine, da? Super! E super, e frumos, e curat, e la etaj, aer condiționat, e perfect. Este mult mai bine față de clădirea dinainte? Bineînțeles, bineînțeles, e mult mai bine. Cu ce problemă ați venit azi? O mutație. Direcția de evidență a persoanelor din cadrul primăriei Râmnicului asigură servicii specifice atât pentru locuitorii municipiului, cât și pentru cei ai localităților Dăiești, Bujoreni, Stoilești, Nicolae Bălcescu, Milcoiu, Golești, Runcu, Dănicei și Ocnele Mari.